Stimați colegi, am citit cu mult interes, trebuie să recunosc, cele 130 de pagini redactate de Ministerul Finanțelor. M-am bucurat să văd că în debutul acestei opere recunoașteți situația economică bună pe care v-am lăsat-o. Vorbiți despre o creștere economică de 4,4%, despre creșterea exporturilor, despre creșterea producției industriale, a investițiilor, a comerțului interior, a încăsărilor la buget, toate anul acesta, valabile pentru prima jumătate a anului, respectiv în perioada guvernării precedente. Recunoașteți și menționați și creșterile salariale, doar anul acesta cu aproape 20% și diminuarea ratei șomajului cu 26%. Felicitări! Felicitări, stimați colegi din Partidul Democrat, aceasta este moștenirea dezastruoasă pe care am lăsat. Eu am vrut să pun o întrebare care de fapt a răsunat de vreo 3 ori, care totuși este această gaură și moștenire dezastruoasă, doamna ministru, și ați încercat să spuneți că ăsta este deficitul bugetar și potențial care nu putea fi acoperit. Vreau să vă spun și întrebați colegii de la Ministerul de Finanțe, vă rog. Atunci când a fost elaborată legea bugetului și aprobată, noi am consultat Fondul Monetar Internațional, acest deficit bugetar a fost consultat cu ei și cu colegii din Comisia Europeană. Și sunt scrisorile înscris care o să le găsiți la Ministerul de Finanțe. Este evident, au fost niște evoluții politici ulterior, politice, și datoria Ministerului de Finanțe este să facă ceea ce ați făcut astăzi, să veniți cu rectificări de buget și realocări. Dar, cum vă spuneam, până aici a fost o lucrare bună, dar după care am văzut altceva. Cu toate acestea, acest exercițiu este unul bun pentru că ne oferă o radiografie clară a priorităților actualului guvern. Felul în care ați tăiat și ați adăugat în bugetul din anul 2019 vorbește foarte clar despre modul în care gândește această guvernare. Câteva exemple, pentru că oamenii se pierd în cifrele care au răsunat de la această tribună, o să încerc să simplific. Prima greșeală, ați tăiat din programele bune care au fost pornite de Partidul Democrat. Printre acestea, programul Prima Casă, drumuri bune, renovarea grădiniților, procurarea ambulanțelor. Dumneavoastră v-ați gândit să faceți economii din contul cetățenilor, iată ce, cu ce ați început. Ați tăiat 2 milioane de lei de la proiectul de construcție a locuințelor sociale. Intenționat nu vorbesc despre proiectul Prima Casă, că este logic ceea ce ați spus dumneavoastră. Minus 320 de milioane de lei de la reparația drumurilor, minus 31 milioane de la procurarea de ambulanțe, minus 30 de milioane de la repararea grădiniților, minus 230 de milioane de la sănătate și ați anulat programul DAR 1+3, care nu cred că era o problemă pentru a fi realizat acest program. Și nu cred că pentru aceasta v-au votat și ne-au votat cetățenii ca să le tăiem din posibilitățile ca să-și cumpere o casă, să aibă drumuri bune, servicii medicale de calitate sau grădinițe renovate. Nu mai sunt de asemenea priorități, nici apărarea națională, de unde s-au tăiat 20 de milioane, și nici ordinea publică și securitatea națională, de unde au tăiat peste 200 de milioane de lei. Justiția, despre care se vorbește în fiecare zi astăzi, minus 200 de milioane de lei. Foarte interesant este și unde s-a majorat. S-au majorat alocațiile pentru aparatul președintelui țării, s-au majorat alocațiile pentru compensațiile lunare ale deputaților, de asemenea s-au majorat bugetele pentru CNA, SIS, Procuratura Generală. Să înțelegem că odată ce aceste instituții au fost dezoligarhizate, au nevoie de bugete mai mari. Însă momentul culminant, vă citesc, modificările propuse la partea de venituri și cheltuieli s-au soldat cu majorarea deficitului aprobat a bugetului de stat cu 164,6 milioane de lei. Prin urmare, deficitul bugetar va constitui 2,75% din produsul intern brut, comparativ cu 2,65%.
Deci, cu toate aceste măsuri minime, nu ați făcut altceva decât să obțineți sau să măriți această gaură despre care vorbeați dumneavoastră, dar în realitate deficitul bugetar nu este o gaură în buget. Atunci când ați venit la guvern și ați găsit peste 3 miliarde de lei în conturi, salarii, pensii și plăți achitate, programe ca drumuri bune, prima casă, ambulanțe, grădinițe, toate cu sume prevăzute în buget. Ați preluat o situație economică relativ bună, arătați creștere mai departe, demonstrați capacități și profesionalism, arătați că sunteți mai buni, mai corecți, mai pricepuți și mai responsabili. Ați făcut exact invers, ați tăiat din programele care erau cu adevărat bune, care erau pentru oameni și aici eu cred că ați greșit. Ați spus că ați lucrat în regim de pompier, doamna ministru, dar în încercarea frenetică de a stinge acest foc imaginar care vă mistuie din punctul meu de vedere, ați înnecat și proiectele bune și speranțele cetățenilor. Aveți doar 2 luni de când sunteți la guvernare, dar în 2 luni ați gafat, deja am numărat de 40 de ori. Nu știu câți oameni trăiesc mai bine deja de când ați venit la guvernare, știu însă cu certitudine câți oameni vor trăi mai rău. 50.000 de oameni care beneficiau de etichete de masă, 40.000 de angajați în industria Horeca, 5.000 de oameni care nu plăteau impozite pentru că aveau venituri mici, acum vor plăti. Asta se întâmplă când nu cunoști, asta se întâmplă când nu faci analiză, asta se întâmplă când nu ai venit ca să construiești, dar ai venit să distrugi. Vă sugerez să mergeți ca și noi, câte o ședință, cel puțin pe lună, noi o făceam la 2 săptămâni, în teritoriu. Și atunci o să vedeți că oamenii doresc drumuri și la biserică, și la cimitir și o să înțelegeți cu certitudine care sunt solicitările lor. Și doar pe final, pentru că nu am avut ocazia să pun această întrebare. Deci nu a fost proiect politic drumuri bune, domnul Brânzan, și astăzi a spus un fals aici. Acest proiect și fiecare porțiune de drum a venit la solicitarea autorităților locale printr-un proces verbal constituit de către Consiliul Local. Nu a fost indicat de către guvern, dar inițiativa a fost de jos în sus. Vă dorim succes!